Onorabil domn rector, sunt deosebit de onorat să fiu invitat la această prestigioasă manifestare în acest frumos palat al culturii din Cluj. Pentru Cluj este o mare onoare să găzduiască o astfel de acțiune și pentru mine momentul este unul important și pentru faptul că se marchează 200 de ani de școală muzicală în Cluj și 100 de ani de școala Academia de Muzică Gheorghe Dima. Când spui Ardeal, spui ca și cum istoricul Nicolae Bălcescu spunea, pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați se întinde o țară mândră și binecuvântată între toate țările semănate de drumul spre pământ. În zilele noastre, când spui Cluj, spui dezvoltare economică, spui inovare, spui tradiții seculare, spui istorie și valori europene. Mai mult, când spui Cluj, spui universități, spui aceste frumoase creiere, această valoare maximă a Clujului și anume materia cenușie care creează plus valoare. În tradiția învățământului universitar, veche de 100 de ani, de peste 100 de ani, Clujul cunoaște o dezvoltare spectaculoasă în majoritatea domeniilor prin proiecte realizate în mare parte de mediul academic. Consiliul Județean Cluj, instituția pe care o reprezint și care și instituțional vă salută cu foarte mult drag, contribuie în mod direct la tot ceea ce înseamnă povestea de succes a Clujului. Astfel, instituția pe care o reprezint se plasează pe primul loc în țară la capitolul atragerii de fonduri europene.